început tenisul la vârsta de 7 ani, printr-o întâmplare. Părinții m-au îndrumat către basket. Mi-aduc aminte ziua în care mama m-a dus să mă înscrie la un club de basket și, din păcate, acolo am fost refuzat. Mi-au spus că sunt prea mic ca vârstă. Înălțimea era bună, dar m-au trimis acasă. Și în drumul spre casă am văzut terenurile de tenis, iar mama m-a întrebat dacă vreau să încep acest sport, tenisul, care era nou pentru mine. Și, practic, așa a început o aventură. O aventură care a durat foarte mulți ani, o aventură care mi-a schimbat viața și o aventură care încă continuă, din altă poziție, din altă postură acum, cea de mentor, de antrenor, într-o structură care vrea să fie ceva unicat în România. Am jucat și eu tenis, de la 8 ani până la 18 ani am jucat tenis, am făcut de performanță, am avut niște probleme de sănătate, l-am mai întrerupt, l-am mai reînceput, dar eu am fost un jucător care am făcut mult timp tenis și am avut antrenori foarte buni, o echipă bună. Jucam multe concursuri și am văzut foarte mulți sportivi, Pavel, Pescariu, Voinea, toți sportivii ăștia, am crescut pe lângă ei și mie mi-am dat seama ce lipsește mie, ce mi-a lipsit mie ca sportiv, în condițiile în care toți antrenorii, foarte mulți antrenori care mă vedeau jucând, spuneau că o să ajung un jucător foarte bun. Eu eram copil, nu știam atunci ce înseamnă un jucător foarte bun, dar mi-am dat seama ce mi-a lipsit și ce trebuie unui jucător ca să facă, să ajungă un jucător de tenis. Mi-am dorit mult ca antrenor să reușesc să fiu lângă ei și să-i văd pe cei mai buni jucători din lume și să reușesc ca antrenor, dacă n-am reușit ca sportiv. Experiența și ingredientele folosite de Victor Hănescu și echipa lui în zona de performanță, așezat într-o structură și dăruită românilor.